sunt Adina și astăzi avem o escapadă urbană. Este numele ultimei colecției Rimmel London. 4 nuanțe noi de lac de unghii super gel, o mascara nou-nouță, Wonderfully Real, varianta Extreme Black și 3 rujuri super trendy din gama Stay Matte, pe care le prezint în 3 postaze. Cool, chic și romantic. Înainte de escapada mea, încerc să mă decid asupra culorii manicurii. Să fie oare această culoare închisă, potrivită anotimpului, sau acest nude care se numește Urban Affair și dă numele colecției. Mă decid într-un final la un burgund extrem de feminin, care se potrivește oricărui look pe care l-aș aborda. Orice ruj, orice tip de vestimentație merge cu această culoare. Mascara, vreau să vă dau un pont, fetelor. Lăsați-l peste noapte deschis și devine mai păstos și va defini mult mai bine genele. Altă recomandare ar fi ca la orice machiaj pe care îl facem să folosim un blush într-un subton cât mai cald. Și iată prima vedetă Stay Matte. Fatal Kiss se numește. Este un roz rece pastelat, gri, chiar bej aș putea spune. De aceea vă spuneam eu, fetelor, să puneți un blush cât mai cald, cât mai piersiciu. Cu acest gen de culoare statement îmi place să rămân cu machiajul cât mai minimalist, astfel întregul look se învârte în jurul acestei culori. Cu siguranță voi atrage multe priviri în această escapadă urbană romantică pe care o am. După cum bine știți, de când s-a lansat Stay Matte, textura este una lejeră, nu usucă buzele, cel mai important, nu se ia de pe buze, rezistă chiar și o zi întreagă. M-am gândit că în pauza de la teatru pot avea un look chic și am folosit Stay Matte Urban Affair. Un trandafiriu așa foarte intens, o culoare foarte feminină după părerea mea și mă folosesc de aplicator pentru a-mi contura buzele. Aplic chiar 2 straturi pentru acel finish catifelat a la Rita Ora. Ultima propunere de escapadă urbană este Damn Hot, un mov prună. Este cel mai închis ruj pe care l-am folosit. Și pentru ca această culoare să funcționeze și să fie cool, vă recomand să folosiți foarte, foarte mult iluminator, să purtați o ținută monocromatică, dacă se poate, și cât mai minimalistă. Cam asta a fost pentru astăzi. Dacă faceți vreo escapadă urbană, tăguiți-ne pe Instagram. Vă pup, ne vedem data viitoare!